Vladimir Putin face un anunț uriaș, gruparea Stat Islamic a fost distrus în Siria. Avertisment dur pentru întreaga lume. Gruparea Stat Islamic, SI, a fost distrus în Siria, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin, care a atenționat totodată ce SI sublinierei menține potențialul distructiv sublinierei poate ataca țări din întreaga lume, informează Interfax sublinierei Reuters. Este evident ce, în pofida situației sale militare, această grupare teroristă sublinierei menține un potențial distructiv semnificativ sublinierei abilitatea de a sublinierei schimba repede tacticile sublinierei de ataca țări sublinierei regiuni de peste tot în lume, a declarat Putin, potrivit Reuters. Anul acesta, în centrul atenției noastre se află un subiect care are o mare importanță pentru întreaga comunitate internațională, perspectivele de evoluție a situației din Orientul Mijlociu după distrugerea SI în Siria, a mai spus Putin într-o adresare către participanții la conferința pentru securitate internațională ce se desfășoară oare la Moscova, potrivit Interfax. Mesajul de salut al lui Putin a fost citit miercuri de către secretarul pentru Securitatea Națională al Federației Ruse, Nicolae Patru Sublinierev, anunță Ger Press. De asemenea, în cadrul celei de-a șaptea conferințe pentru securitate internațională de la Moscova, ministrul rus al apărării, Sergei Oibu, a declarat, a fost eliberat din mâinile teror sublinierătilor cea mai mare parte din teritoriul Siriei, iar cu restul au loc negocieri în vederea predării armelor. Potrivit lui Oibu, au fost zădărnicite planurile de a forma un pseudocalifat, informează Interfax. Este evident ce prin unificarea eforturilor noastre cu cele ale coaliției, istoriei SI în regiune i s-ar fi putut pune capte mult mai devreme sublinierei cu pierderi mult mai mici, a adugat ministrul apărării rus.